Я какой-то персона, да, то. А я шапки здесь земли, готовый. Шкипули ради коннекта. На адреса Кобзарлу, шеп, ост, шеп за шеп. Да. Он где это? Это мы скинулся. Кодр. Кин, я вам плекат. Cu persoana de la Buican, când sarcinilor a fost, în sarcinilor a fost pus de a, contra, de a verifica adresele respective. Noi m-am depistat că se folosește de gaz persoana dată. Dumnealui i-a sunat lui șeful lui de sector la Buican, pe ultimul, adresându-se de la șeful de la centru, că e serioasă chestie, 70 de mii, adică se folosește. Schimoase pe sectorul centru, nu? Da. Sau telecentru. Telecentru. E pe centru să fie. Acum, tabac care este pe sectorul centru spune că, că adică eu ceva încurc, eu nu știu cu mine, că el e pe altă adresă de-am acolo, e Cobzarul 16. Și eu am pus întrebare, cum каким образом этот потребитель переоформил договор на другой адрес, не заплатив долг в 70 тысяч лей, и кто мог составить такой контракт, если участок обслуживается мной? Adică dacă el o schimbat adresa, numai decât eu trebuie să mă duc la fața locului să fac alt contract. Eu am întrebat asta. Nimeni nu răspunde. Cum a schimbat el contractul, nu e clar. Deci administrația de la Moldova Gaz sau unii dintre șef știu de cazul ăsta, probabil. Da, păi clar că știu. Și ne-a tăiat, ai plâns lui Gusev și el ți-a răspuns că... Păi eu că vă lămuresc. Nu s-a confirmat. Iacă eu în... Așa, tot e cum a fost bătut. Eu nu spun că asta ei o trimis să mă bată, dar... Ma, tu ai fost bătut acolo, în zona aceea? Da, a doua zi. A doua zi după... Și că eu am solicitat la domnul Gusev documentele, cum a fost încheiat contractul cu persoana... Pe adresa nouă. Pe adresa nouă. Cu persoana care are datorii de 70 de mii. Având datorii de 70 de mii, după baza de date, el a fost chipurile de conectat. Și încă 2 ani el a avut gaz. El nu era deconectat niciodată, el nu a fost deconectat. Deci următorii 2 ani au mers în afară contorului. Nu a contabilizat nimic tot cheltuit. Eu sunt de să întreb. Mai departe am întrebat, cine a făcut contractul, cum asta o, e posibil așa ceva? Și că doar am zăprăsit o informație de montaje și montaje șoșică. Adică când a fost scos contorul, când a fost scos și de câte cine. Я каю, когда фост ла деконектер, типа рел тот яра деконектат. А что фост, я не могу сказать ему тоати... Детали. Тоати детали, ли, деварачи, эти кести серьез. Персона, которая фост ку мини, которая платит конфирме, контра девар, я сфолосе де газен, я ладика, не фост деконектат ничодат. Уника грешала, которая фост, здесь он там плат, кум де его ешет астала спрафаса, că au fost ceva i s-a încurcat la Chișinău Gaz. Că de ce noi am fost trimis la pe adresa dată de conectată, dacă e tipurile pe altă adresă. E singur ceva încurcat. De ce o dată adresa asta veche? La este în listă, când era, să nu știu să verificăm, era Cobzarul 177. Nu era Cobzarul 16. Acolo aici și... Deci dintr-o greșeală s-a aflat da, ce se întâmplă, de fapt. Eu și așa aveam să aflu. Dar nu puteam de așa de să dovedesc, pur și simplu. Deci dumneata constat că se fură la Moldova, la Chișinău, gaz, fură gaz și asta intră în prețul care îl plătesc toți consumatorii, nu? Nu, asta nu intră în prețul care îl plătesc toți consumatorii. Contestație cu scrierul. Te așteptăm după judecată. Să vrei să intru și eu. Nu, nu trebuie. Așa. Dar dumneata nu mai ești angajat la Moldova Gaz, la Chișinău Gaz. Dacă asta nu era niciun sens să mai stau, în orice moment că i-ar să bat cineva. Muncă periculoasă. E periculoasă, da. Și a devenit și incomod, că ai arătat că se fură gaz. Incomod asta nu acela cuvânt. Și acum ai de gând să te plânge? Da, acum nu știu de gând, ia că eu am scris cu domnul Filar, ia că. Premierului, că se fură la Moldova Gaz. Nu că se fură la Moldova Gaz. Eu m-am adresat la început lui domnul Gusev, în limba rog, când la început s-a întâmplat. Și am primit acolo un răspuns de la Chișinău Gaz, că nu s-a adeverit, ceva aberații, e felul ăsta. Am eu scris a doua oară lui domnul Filat și am lămurit că eu lucrez pe sector, unde 30% din volum se duce la pierdere. Asta, eu n-am scris sfur.
chipurile el se pierd, adică au loc diferite scurgeri și așa mai departe. Și eu întrebam, pierderile astea le plătim noi, consumatorii? Să intre în prețul gazului sau ce se face? Cine le achetă? Nu, pierderile se sfură. Înțelegeți? E bun, dar undeva, cineva trebuie să plătească pentru gaz. Dar eu vă lămuresc. Chișinău gaz vine pe Moldova gaz, știe ce volum a cheltuit Chișinău gaz. Chișinău gaz trebuie să achete, corect? Corect. Chișinău gaz achete gazul ăsta. Negativ la faptul că are 30% din pierdere. Dar aici, dacă mai departe, am lămurit. Am lămurit care e... Dacă mai departe, am lămurit care e sistemul. Este dimensionat faptul că volumul de gaz pierdut este achitat din contul de conectărilor persoanelor preponderent că vine turmici. Adică dacă timp de o lună o persoană, având 50 de lei, nu a achitat, mai puțin de o lună, se face de conectări. Eu cel mai mult am făcut într-o săptămână, am făcut 23 de conectări. La persoane cu datorii mici. Cu datorii mici. La ești mari nu poți să nimerești teritoriul, că poate să te împuști când să accesi noi. Dar și nu puteți deconecta din afară, nu. Trebuie să intrați pe teritoriul? Nu, dar pe aici, cum spune, contorul e înăuntru. La care contorul e afară, mai poți. Dar pe urmă ai probleme, te trimite înapoi să-l conectezi așa mai departe. Adică, să primești, eu am făcut, cel mai mult am făcut în săptămână 23 de conectări, câte 240 de lei, noi în doi, nu eu singur. Să cotiți câți bani să ieși. 240 de lei, după aceea taxă de reconectare sau da, ce? Da, da, da. Am înțeles. Fel de amendă. Da. La noi sectorul cel mai mult face de conectări. La noi cel mai... De pildă la Cicani, și în alte sectoare, sector individual e mic. Sector individual e mic, dar aici adică ai de unde. Și din contul, noi am făcut 360 mătincă la noi merge pe sector. 360 de conectări, toți controlori, suntem 30 de controlori. 360, mulțesc cu 240 și câți bani s-au. Să cădiți așa bani, iese să... Compensează pierderile, da? Compensează pierderile. Și deci cineva cu gipane și cu datorii de 70 de mii adică consumă gaz în continuare, dar cineva cu 100 de lei datorie plătește și amenda. Este smuls. La mine pe sector, e că de pildă din 400 și ceva de adrese care le-am eu la 60-100, eu niciodată n-am fost, în timp de un an, am lucrat eu un an și jumate, niciodată n-am fost să văd contorul. Niciodată. Din datornici? Nu. Adică eu nu. Consumatori? Consumatori. Adică eu nu știu ce este acolo. Nu știu care, într-adevăr, real, ce se petrece. Da, el mi-e îndă pe telefon datele și eu scriu. Dar anume asta... Dar cât o consumat, nu se știe. Cât o consumat, real, nu se știe. De urmă, fiecare are lor... Metode. Cum de... Adică furtul de gaz preponderent, da, sunt în timp de un an jumate, au fost depistat o singură persoană care, adică s-a unit samovol la conduct. Asta unul, cât acolo a luat el? 30, bun, 1000 de cuburi și al mult poate el a luat o folosit. Dar asta e 0, nu știu cât. În timp de un an jumate, din tot sectorul, numai o singură persoană a fost deconectată. Au fost depistate că într-adevăr fură. Restul se fură prin contoare. Adică fură este care... Au relație la Moldova Gaz. Eu nu știu unde au relație. La Chișinău Gaz. Acolo, nu. Eu nu pot asta să fiu. Unica cert care că au cunoștință cu persoane care la echipamentul de măsurare sunt la curent cum ce se poate făcut la echipamentul de măsurare, de schimbat date. Dacă administrația nu se interesează de cazurile astea, înseamnă că... Da, păi clar. Cunoaște cazurile și le acoperă. Eu nu spun de administrație, eu spun de sectorul centru. Dacă eu ei am spus că de câteva ori... Dar e scris și lui Gusev și nu a reacționat. Dar lui Filat e scris cu două luni în urmă, a răspuns? Nu, Andreu sau cineva? Andreu, a răspuns Andreu. Andreu a răspuns, ce a zis? Interesant. Andreu... N-aș spune, Andreu tot putea să dea un răspuns așa, ieschi de mântuială. Totuși, domnul respectiv, nu știu cum el asta a aflat, el a aflat la ce medic eu eram în momentul acela când îmi punea mâna în gips. Nu știu cum el a aflat nici în ziua de azi. Probabil că i-a spus asta Tabac, care e șefa mea de sector. Și deci tu răspuns că îți dai dreptate. Nu, el mi-a lămurit așa, adică... Și a să fie în puterile, după ce ei pe mine m-au telefonat, m-au invitat, mi-au spus că noi, într-adevăr, am
adică am telefonat și s-a confirmat că așa a fost contrat asta, tabac între, eu stau la medic, eu intră nici bună ziua, îmi spune că eu sunt șef sectorului, nu deschideți lui foaie de boală, că el îi bat și el a fost bat și nu știu cine s-a bătut și așa mai departe. Vă închipuiți și medicul îi spune, dumneavoastră, sunteți procuror, asta șef de sector. Hai să trecem acolo. A fost anulată întoarsă către 1 martie. Se va exclude taxa de stat aceasta, suma datoriei va fi transformată de pe contul vechi și cel de rezerve, de contabilitate și mai departe. Bun, dar eu doar am întrebat clar cine a făcut lui contractul de pe 177, a fost pe adresa Cobzarilor 16. Unde e contractul? Că nu poți tu schimbi contul personal fără să faci contract. Ia că nu mi-e să iei ascund, nu vreau să iei contractul. Da, dar nu-i principalul. Și v-a fost greu de la început, eu trebuie să scriu un filat. Trebuie deodată să iei să iei copia la contract, să spun, du-te, băieți, că este contract, ce vrei tu. Nu știu care de treabă. Te ține și răspunsul ăsta nu-i satisfăcător. Mi s-a iesit, dar eu mă adresez la procuratură. Și s-a făcut dacă... procuratura de cazul ăsta? Slabă nădejde, dar vedeți că este... Cuiva tare convine situația asta, că și dezastru este cu gazul. Nu știu cui, dar... După câte am înțeles, acolo procuratura este la curent cu toate șmecheriile astea. Că anume, volumul ăsta de gaz care nu ajunge, el tot la cineva se folosește de dânsul. Și nu-l achită. Și l achită alții, care copiii mici. Eu, numai eu că sunt deconectat, femeie grădini, copii mici, ai datorie. Dacă n-ai deconectări, tu nu ești lucrător. Te eliberează, găsesc diferite pricini. Controlori, adică, da? Da. Ești obligat, ai făcut două deconectări, nu are importanță. Eu, dacă nu faci, trebuie să faci două deconectări pe zi. Nu are importanță. Poți duci să faci în 5 minute două deconectări. Nu în 5, nu e real, dar e că sunt cazuri că, care se alăture și e ușor deconectat. Poți să deconectezi în timp de jumătate de oră, poți să deconectezi două adrese. E deconectat două adrese, gata, te duci acasă și ești maladies. Dar dacă e deconectat ilegal și după aceea în instanță de judecată pierde întreprinderea, nu contează. Eu așa cazul n-am. Lumea nu se plânge, nu se plânge. Achit amenda și gata. Achit amenda că nu. Firmă să găsesc 1 milion de pricini. Că, ia că eu am avut tot caz, am deconectat pe persoană. Dumnealui nu era acasă, el avea 2000 de lei, 2000 de cuburi în plus. Adică el pe contul ăsta... Plătis în avans, să spun. Nu. Lui îi puneau, el nu locuia, dar lui îi puneau totdeauna prognoză. El avea cu 2000 de cuburi mai mult. Acum asta el nu era pe sectorul meu și pe mine m-a luat care de servești sectorul, dar acolo e greu de suiet, acolo nu garde 3 metri, trebuie să-l ajut, da. Acum am intrat pe la vecin, am deconectat adresa asta. Când el a venit de pe... Nu știu, a fost scotarea, a venit la noi cu un BV, jeep este serios, nervat până la ultima... Nu, dar dacă l-a deconectat. Nu, el a dat la poliție, a spus că este care a fost, i-a furat, el aici totul, 5 roți de camaz, i-a dispărut, adică. Și mine m-a chemat la poliție. S-a avut complicații. Da, m-a avut complicații. Clar că... lămurit, a scăpat de acuzații, da? Sau nu s-a terminat acolo? Nu, s-a terminat, el măcar ce spus acolo, pe dispărut acolo, ceva mai mic, dar s-a 5 roți de camaz, dar mi-era clar că prea din care afară. Și totdeauna s-a dus la... Am scris la poliție, am scris explicații. Dacă omul nu e vinovat, nu, dacă eu pus lui, într-adevăr el a fost deconectat, așa să eu nu spun că legal, nu legal, că eu l-am deconectat. Dar... Domnul tot a vrut să adreseze la mai departe. Urmă, dar s-au depăsat, am la fața locului când se-l codincheze și au găsit. E cazan acolo, nu e bolt, ceala nu e acolo. Că deși cruce, dar nu e cu... Nu, de fie, la fiecare se găsește 1 milion de pretenzii, adică că să-l deconectez. Și nimeni nu se luptă nimic cu gazul, că știu, cu gazul nu ies la cap. Asta nu e fenos, asta nu e apă, canal, aici e Doamne ferește. Și nu mai vrei să lucrezi acolo? Eu am 2 copii, mă mai o mare cineva, nu, după așa ce am pățit.